Liderul nordcorean Kim Jong-un a convocat o reuniune de urgență după anunțarea primului caz cu suspiciune de COVID-19 potrivit agenției oficiale de presă din Coreea de Nord. Potrivit informațiilor, persoana infectată a intrat ilegal în Coreea de Nord după ce dezertase în Coreea de Sud cu 3 ani în urmă. Pacientul a fost testat și plasat în carantină alături de toți cei cu care s-a aflat în contact. Kim Jong-un a instituit măsuri de izolare pentru regiunile din jurul localității în care a fost depistat cazul și a declarat stare de urgență într-o zonă relevantă. Pyongyang asigurase anterior că nu există niciun caz de coronavirus pe teritoriul nordcorean și că granițele țării vor rămâne închise.